Salutare, prieteni! Acum vom citi cartea Alice în Țara Minunilor. Haideți să începem! Într-o după-amiază frumoasă, când fiecare încearcă pe cât de mult poate să nu stea într-o casă înăbușitoare, ci să petreacă timp afară, Alice și sora ei stăteau frumoșe la umbra unui copac. Sora citea, pe când Alice căsca și tot căsca și se plictisea, dar deodată pe lângă ea trecu în grabă iepurele alb, mormăind ceva în barbă și consultându-și ceasul pe care îl ținea în mână. O, exclamă Alice, care nu mai văzuse așa ceva până atunci, așa că se luă după iepure și alunecă direct în gaura lui. Acolo, pe neașteptate, îi se întâmplă un lucru foarte ciudat. Tot căzu și căzu și căzu ca într-o fântână. În sfârșit, buf, atriză între o ușă și o masă. Și iată-l și pe iepurele alb dispărând în dosul ușii. Ar fi vrut și Alice să treacă prin ea, nu-i vorbă, numai că nu avea cum să încapă așa mare cum era. Atunci l-a văzut pe masă, lângă cheița de la ușă, o sticluță misterioasă. Beamă, scria pe o bucată de hârtie lipită de aceasta. Și Alice bău, într-o clipită simți cum se face mică, mică, dar cum nu mai ajungea să ia cheița. Beata Alice plânse și plânse până când lacrimile ei inundară totul, iar valurile treceau prin gaura cheii. Văzând aceasta, își croi și adun plutind dincolo de ușă, în căutarea iepului. Mergând prin Țara Minunilor, auzi un râset. Hi-hi! Erau doi omuleți bondoci, Tweedledum și Tweedledee. Dar chiar dacă erau caragioși și veseli și cunoșteau o mulțime de jocuri și povești, din păcate nu știau unde era iepurele alb. Atunci Alice plecă mai departe și ajunse la o căsuță frumoasă ca un vis. Iar în fața ei, pe cine văzu? Tocmai pe iepurele alb, care din nou era grăbit. Acesta probabil că o luase drept slujnica lui, pentru că îi spuse pe un ton supărat: du-te acasă și adun mănușile, cele albe și un evantai. Șifonier, masă, comodă, policioară și un scaun, dar mănușile nu se văd nicăieri și nici evantaiul. În schimb, uite niște prăjituri și pe o hârtie scrie din nou: mănâncă-mă. Când Alice mâncă o prăjitură, a început să se înalță prin acoperiș. Monstrul! Fugiți! Salvați-vă! Uriașul uriașul e aici! Uriașul uriașilor e aici! Strigară într-un glas iepurile alb și pasărea Dodo, care venise cu el. Trebuie să mănânc ceva, ca să mă fac mică la loc, îi veni ideea lui Alice. Lua un morcov din strat și cranț, 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 se apucă să-l ronțe. Apoi a început să se descrească. Se făcu mică, tot mai mică, până deveni așa de mărunțică încât să pierde un iarbă. Vai, ce loc frumos! Ia te uită, violete, clopoței și trandafiri! Și îmi vorbesc! Pot să mai stau cu voi aici? Dar florile strigară: vrei să te faci soră cu florile? Dar ești doar o buruiană obișnuită. Pleacă, nu-ți dăm voie să stai cu noi. S-a întors lumea cu susul în jos, zise Alice și porni mai departe. Uite acum o umidă încălțată în patou și trăgând din arghilea. Pufăind și pufăind, se uită la fată și îi spuse încetişor: vrei să crești? O bucată de ciupercă te face să crești imediat. Auzind acestea, Alice luă o mușcătură și crescu mai mare decât copacii. După a doua mușcătură, răsuflă ușurată. Revenise la mărimea lui normală. Jos, sus, pe aici, nu pe aici, pe acolo, pe dincolo, înainte, înapoi. Ce semne ciudate! Vreau să merg în continuare, dar în ce direcție? Nu știi încotro a luat-o iepurele alb și vrei să dai de el? Pălărierul nebun trebuie să știe negreșit. Locuiește pe aici, pe acolo sau în altă parte, sus sau jos, îi spuse pisica de cheșir lui Alice, zâmbind lui foarte larg. Ajunse la pălărierul nebun și la iepurele de martie, care stăteau la masă și îi beau ceaiul. Cum ceasul iepurelui stătuse, pentru ei era mereu ora ceaiului. Petrecerea asta nu are noimă, nimic din ce fac ei nu are noimă. Mă invită la ceai, dar nu-mi dau ceai. Pun mereu întrebări, dar nu ascultă niciodată răspunsurile. Vreau acasă, dar pe unde să o iau? Se întrebă fata. Și Alice porni mai departe. Când se uită mai bine, văzu că intrase într-o grădină în care se aflau cărți de joc. Iar printre ele se afla și iepurele alb, care făcea pe trâmbițașul. Aici, regina de cupă o puse pe Alice să ia parte la un joc absurd de crochet, cu un flamingo în loc de crosă. Când nu mai vreau să se joace, regina puse să fie adusă la judecată, dar Alice scăpă și de data aceasta.
Prindeți-o și tăiați-i capul!" strigă regina de cupă furioasă. Iar soldații ei, tot pachetul de cărți, se luară după Alice, care o pornise deja la goană. Și fugii și fugii printr-un labirint de poteci. Repede, tot mai repede, iar când ridică privirea, văzu că e acasă. A fost doar un vis. Ce bine, ce noroc, ce bucurie că aici toate lucrurile sunt banale, obișnuite și chiar plictisitoare uneori. Și aceasta a fost și cartea Alice din Țara Minunilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like și share. Pa, pa!